Bine v-am regăsit la Info Capital, iată principalele titluri ale ediției. Telescaunul din Parâng suspendat temporar. Timp de 3 ore, sistemul de transport pe cablu nu a funcționat din cauza unor defecțiuni la sistemul electric. Bilanța al jandarmilor hunedoreni. Reprezentanții IJJ Hunedoara au tras linie și au stabilit numărul acțiunilor la care au participat în 2013, dar și planurile pentru anul următor. Competiție înainte de sărbători. Karatiștii de la cluburile CSM și Masibo au demonstrat sâmbătă ce au învățat până acum, iar la final au fost recompensați cu premii. Și acum știrile pe larg. Sistarea energiei electrice în zona telescaunului din Parâng provoacă neplăceri reprezentanților acestui sistem de transport pe cablu și asta deoarece încă de la primele ore turiștii nu au putut ajunge în stațiune. Timp de mai multe ore, telescaunul din Parâng nu a funcționat din cauza unei defecțiuni electrice. Responsabilii sistemului de transport pe cablu susțin că astfel de defecțiuni au fost înregistrate și pe parcursul săptămânii trecute, doar că atunci reprezentanții Enel au anunțat când telescaunul nu va fi alimentat cu energie electrică. Păi cât a fost curentul luat, n-a funcționat. Nici n-a fost anunțat că se curentul, noroc că n-am pus oameni de dimineață. Acum am înțeles că nu-l mai decuplează, dar mâine dimineață să ia din nou. Știți de ce se fac aceste decuplări de curent? Să lucrează, nu știu pe unde părăția și se decuplează. Săptămâna trecută, în vreo două zile și săptămâna asta să ia iară, pe nu știu. Astăzi s-a luat, să ia mâine și pe restul nu mai știu. În cursul acestei zile, telescaunul nu a funcționat în intervalul orar 8-10 și 15-16. Potrivit responsabililor telescaunului, instalația de transport pe cablu va mai fi oprită și în cursul zilei de mâine, existând posibilitatea ca aceste sistări de energie electrică să se producă și în alte zile. Cadrele medicale de la unitățile spitalicești din Petroșani și Vulcan nu vor primi bonusuri salariale de Crăciun. Asta deoarece situația financiară a celor două spitale nu le permite managerilor cheltuieli în plus. Angajații Spitalului de Urgență din Petroșani și cei ai Spitalului Municipal Vulcan nu vor primi niciun fel de bonus salarial cu ocazia Crăciunului. Managerii spun că nu le permite în primul rând legea să acorde prime, dar nici situația financiară nu este roz. Singura mărire salarială s-a făcut la Vulcan, acolo unde conducerea spitalului a mai adăugat câteva procente la sporurile angajaților micșorate în urmă cu mai bine de 7 luni. Și la Petroșani situația financiară a spitalului pare a fi la fel. Nici aici angajații nu vor beneficia de prime de sărbători. În ciuda ceea ce se întâmplă la spitalele de la Vulcan și Petroșani, la spitalul din Lupeni în această săptămână se va acorda fiecărui salariat dintre cei 250 existenți câte 20 de tichete de masă cadou de Crăciun. Noul cod penal le scapă pe prostituate de amenințarea pușcăriei. Practicarea celei mai vechi meserii din lume nu va mai fi pedepsită de anul viitor cu închisoarea, ci doar cu o amendă administrativă. Potrivit articolului 328 din actualul Cod Penal din România, prostituția reprezintă fapta persoanei care își procură principalele mijloace de existență, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Dar noul Cod Penal schimbă total situația. Odată cu intrarea în vigoare de la 1 februarie 2014, prostituția nu va mai fi incriminată, ci doar proxenetismul și traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. Astfel spus, prostituția nu va mai fi nici interzisă, nici admisă, această activitate fiind catalogată doar o contravenție și se pedepsește cu amendă. În cazul în care amenda nu este plătită, persoana respectivă trebuie să presteze muncă în folosul comunității sub supravegherea primăriei. Din statisticile actuale reiese că în primele 10 luni ale acestui an au fost sesizate 909 cazuri de prostituție, în creștere față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, în primele 10 luni ale anului 2012 au fost sesizate 732 de cazuri de prostituție. La finalul săptămânii trecute, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi al județului Hunedoara au luat parte la o întrunire în cadrul cărei au fost evaluate activitățile derulate de jandarmi în acest an. Întrunirea a presupus evaluarea tuturor domeniilor de activitate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi, rezultatele obținute în cursul acestui an, dar au fost prezentate și principalele acțiuni pentru anul 2014. Oamenii lege au executat peste 1400 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestațiilor de protest, sportive, cultural-artistice, religioase și comemorative. În localitățile rurale și urbane, jandarmii au participat la acțiuni alături de polițiști, fiind organizate peste 500 de patrule independente și peste 3
3.000 de patrule mixte. Punerea în aplicare a conceptului de patrule mixte poliție-jandarmerie a avut un rol important în creșterea gradului de siguranță al cetățenilor. Astfel, creșterea semnificativă a numărului de patrule mixte în anul 2013 comparativ cu anul precedent de peste 300% s-a resimțit în scăderea infracționalității stradale într-un ritm constant pe tot parcursul anului. Jandarmii s-au implicat activ în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță în zona instituțiilor de învățământ, unde au fost executate peste 1.000 de acțiuni independente la cele 35 de licee și școli generale date în responsabilitate. De asemenea, și jandarmii montani au executat peste 2.000 de misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunile montane, balneare și pe traseele turistice adiacente acestora, cu 17% mai multe față de anul precedent, realizându-se o medie de aproximativ 16 jandarmi pe zi. Efectivele de ordine publică din structurile mobile și de intervenții au constatat în acest an un număr de peste 200 de fapte de natură penală și au fost identificați 300 prezuntivi autori. De asemenea, au fost aplicate 2100 sancțiuni contravenționale în valoare de 320.000 de lei. În anul 2013 au fost asigurate cu pază și protecție peste 870 de transporturi de produse cu caracter special, în creștere cu 5% față de anul 2012. Dăruind vei dobândi, sub acest slogan s-a desfășurat evenimentul care a avut loc luni la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani. A opta ediție a evenimentului a avut loc ca în fiecare an în luna decembrie. Spectacolul a fost dedicat persoanelor de vârsta a treia din Valea Jiului și nu numai. Și este un moment în care le transmitem cât de mult îi prețuim, îi iubim și le dorim sănătate și la mulți și binecuvântați ani. Evenimentul a fost variat, astfel pentru început câțiva copii de la Centrul Speranță pentru Colonie au interpretat o scenetă pentru cei prezenți. V-ați întrebat vreodată cum este în cer? Da, în cer este mare bucurie, pace între oameni bunăvoire. Patru rețe de sus. Mici actori, deși erau vizibil emoționați, au demonstrat că munca depusă la repetiții nu a fost în zadar. Spune-mi, ce rol vei interpreta tu astăzi? Ce vei face tu azi? Eu voi fi Fecioara Maria în scenata de Crăciun. Și cât te-ai pregătit tu pentru acest rol? Foarte mult. Emoții ai? Da. Tu ai emoții? Da. Tu ce rol vei avea? Iosif. Și cum ți se pare ție personajul pe care îl joci? E un personaj totuși important. Este important și are cel mai multe cuvinte de spus și cam greu de învățat. Cât ți-a luat să înveți? 2 zile. Și tu, ce rol vei avea? Eu voi avea rolul de bătrânul curții. Emoții ai? Am. Cât timp te-ai pregătit? Mult. Și cum ți se pare ție rolul ăsta? De ce îl consideri tu important? Eu îl consider important pentru că acest rol este... este cel care sfătuiește pe împărat. Al doilea moment artistic al spectacolului a fost dedicat în mod special iubitorilor de muzică folk, urmat de un colind al studenților de la Universitatea Petroșani. Chiar dacă a fost vorba despre un eveniment dedicat celor în vârstă, au fost prezenți și câțiva copii care au primit la final câte un pachet din partea unui sponsor român stabilit în Franța. Cei care au făcut posibil achiziționarea pachetelor au fost reprezentanții asociației De la Inimă la Inimă. Eu organizez o campanie De la Inimă la Inimă, suntem la a doua ediție, iar pachetele sunt primite din Franța, de la George Costache. Dânsul ne-a sponsorizat și anul trecut și au hotărât și anul ăsta să... doneze 150 de euro pentru pachetele copiilor. Copiii am văzut că sunt foarte încântați. Cum ai trăit momentul când ai văzut că se bucură, mai ales știind că totuși ai contribuit la acest lucru? A fost foarte, foarte frumos și tocmai de aceea facem acest lucru, pentru zâmbetele copiilor. Pentru că eu personal consider că asta este cea mai mare mulțumire pe care o putem primi. Micuții s-au bucurat de pachete și le-au desfăcut imediat ce le-au primit. Cum ți s-a părut spectacolul? Frumos! De ce? Ce ți-a plăcut mai mult? Tot! Ție ce ți-a plăcut mai mult? Totul mi-a plăcut! Și tu ce ai primit? Dulciuri și suc! Și te bucur de ce ai primit? Da! Ție cum ți se pare cadou? Frumos! Și sceneta?
Frumoasă. Ai avut emoții? Da. Și mai vrei să participi la astfel de acțiuni? Da. La care acțiune ai fost ultima oară înainte de asta? La tot asta, dar eu am fost păstăriță. Cei care au încheiat spectacolul au fost un grup de tineri de la Liceul de Muzică din Târgu Jiu. Fabrica lui Moș Crăciun a colectat donații consistente. Proiectul derulat sub egida forumului Pro Urbis s-a desfășurat pe durata a 8 zile de colectare a diverselor obiecte și produse alimentare. Proiectul s-a încheiat în data de 13 decembrie, iar populația și asociațiile din Petroșani au donat alimente de bază, articole de vestimentație, dulciuri, obiecte de igienă personală neuzate, dar și bani. După opinia mea și a celor care am lucrat acolo, oricum a fost un succes. Noi apreciem că undeva țelul acela de 3-400 de pachete vor fi atinse, având în vedere că deja în jur de 100 de pachete sunt confecționate de diferite asociații care au adus donații acolo la cort, iar celelalte donații în haine, în chiar și alimente și bani vor fi făcute acolo în primărie și de aceiași voluntari care au participat și la primirea donațiilor. Cei care nu au participat până acum la campanie și vor să își ajute semenii mai pot face donații până miercuri la primărie. Proiectul, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție, s-a desfășurat sub sloganul „Dă din puținul tău puțin”. A șaptea ediție a festivalului concurs de muzică ușoară Stelele Tinereții s-a încheiat cu succes la Petroșani. Trofeul a fost câștigat de o tânără din localitatea Râmnicu-Vâlcea. Concursul s-a desfășurat pe 4 categorii de vârstă, iar competiția între participanți a fost destul de strânsă. Evoluția concurenților a fost deosebită și pot să spun în deplină cunoștință de cauză că de la o ediție la alta concurenții sunt tot mai buni. Sunt piese deosebite, entuziasmul lor este mai mare și lucrul acesta se vede și în pregătirea vocală și în pregătirea scenică. Juriul a decis ca trofeul festivalului să meargă la Valentina Popa, premiul fiind acordat de președintele Mihai Trăistariu. Marele premium al festivalului Stelele Tinereții 2013, ediția 7-a, Petroșani, se acordă concurentei Popa Valentina! Să vină concurenta! Mă simt extrem de bine și chiar nu credeam că mă vor mai striga o dată pentru premiul cel mare. Este o onoare pentru mine să am un premiu atât de mare a doua oară în acest an. Artistul Mihai Trăistariu a susținut un scurt recital pentru publicul prezent la festival. Președintele juriului a acordat 3 premii și anume premiul special Mihai Trăistariu oferit concurentei Larisa Giurgiu și 2 calificări la o competiție organizată în fiecare an de solist. Calificări dăruite participantelor Larisa Giurgiu și Lavinia Lăcătușu. Premiul special Mihai Trăistariu va consta într-un duet care va fi susținut într-o apariție televizată, iar celelalte 2 calificări presupun participarea la un concurs internațional la care sunt înscriși 28 de străini din 15 țări. Printre laureații premiilor întâi la cele 4 categorii de vârstă se numără Carina Matei, Carla Bătoancă și Maria Broșvan. Competiție sportivă între karatiști. Este vorba despre membrii cluburilor CSM și Massimo Petroșani, care au participat în weekendul trecut la o competiție în localitate.
Sâmbătă, sala de sport a Colegiului Dimitrie Leonida din municipiul Petroșani a fost gazda unei competiții locale de karate. 53 de sportivi împărțiți pe grupe în funcție de localitățile din care provin au dat tot ce a fost mai bun, deși aveau emoții. Spune-mi, cum ți se pare competiția de astăzi? Frumoasă, dar destul de grea. Cum te-ai descurcat până acum? Bineșor, pot să spun eu. Ce înseamnă pentru tine sportul ăsta? Ce te motivează să continui? Vreau să văd dacă pot, vreau să... vreau să fiu puternică, să nu mă las învinsă și să dau tot ce am mai bun. Ai de gând să continui și pe parcursul anilor de acum încolo cu sportul ăsta? Da, da. E prima oară când particip la o competiție de acest fel? Da. Și cum ți se pare față de altele care s-au organizat până acum? Mai ușoară, dar totuși grea. Mie mi se pare o competiție foarte frumoasă. Adică nu știu ce loc voi lua, dar mi se pare foarte frumoasă. Și o zi foarte frumoasă pentru o competiție. Cum te-ai descurcat până acum? Până acum m-am descurcat așa și așa. Și acum cred că sper să iau la cumite, la locul 2 sau 1, cât o fi. Dar să fie o medalie pe acolo. Să-mi spui dacă e prima oară când particip la o competiție de acest fel sau ai mai fost și la altele? Am mai fost și la altele, și în deplasări și aici. Deși nu a fost una dintre competițiile importante, antrenorul sportivilor Radu Polifronie este de părere că pentru tineri, în mod special pentru copii, acest concurs este foarte important. Am organizat această competiție ca să-i obișnuim și pe cei mici cu atmosfera de concurs, cu arbitrajul, cu orientarea în suprafața de concurs și mai ales cu cei care nu prea au avut rezultate anul ăsta sau nu prea au ieșit la competiția anul ăsta în afara orașului. La finalul competiției, câștigătorii au fost premiați cu diplome și medalii și un cadou, deoarece se apropie Crăciunul, un săculeț special pentru echipament. Iată acum principalele știri din sport. Bine v-am găsit la buletinul de sport din această seară. Aflăm că după o pregătire centralizată la Bușteni, sportivii de la echipa de fotbal tenis Comexin Lupeni, în frunte cu campionii Ana Maria Gherghel și Marius Stoienică, vor participa la campionatul european din Turcia cu echipa României. La acest campionat vor participa 12 țări. Clubul sportiv municipal Petroșan și-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului la secția de șah. Pe primele trei locuri s-au clasat sportivii Andrei Maschio, Teofil Pârlea și Florin Matiaș. Una dintre cele mai puternice secții de sport ale CSM Petroșan este cea de karate, avându-i ca antrenori pe Radu Polifronie și Alin Natinca. Cei mai medaliați sportivi de la recentul campionat național au fost cei care au obținut numai puțin de 14 medalii de aur. Sorin Bejan, golgheterul echipei Hercules Lupeni în turul campionatului Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal, a luat decizia de a renunța la activitatea competițională, optând pentru a munci în Anglia. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zona. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine 17 decembrie un curs al euro de 4 lei și 45 de bani, al dolarului american de 3 lei și 23 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 27 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 41 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 45 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 20 de bani și se vinde cu 3 lei și 26 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 20 de bani, iar la vânzare este de 5 lei și 30 de bani. Iată acum datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine, la deal și la munte, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această dată, dar în rest vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar în zonele joase, mai ales dimineața și noaptea, local va fi ceață, iar vântul va sufla slab până la moderat. În Valea Jiului vom avea o maximă de 2 grade Celsius, o minimă de minus 2, probabilitatea precipitațiilor va fi de 5%, iar vântul va sufla cu 8 km/h dinspre sud.
Miercuri, cerul va fi variabil, dar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață local în zonele joase din centrul, sudul și estul țării și izolat în rest. Joi, cerul va fi variabil, dar mai ales dimineața și noaptea se va semna la ceață în zonele joase, cu precădere cele din nord-estul, sud-vestul și centrul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat în ambele zile. Maxima de miercuri din Valea Jiului va fi de 2 grade Celsius, minima minus 2, iar probabilitatea precipitațiilor de 5%. Joi, mercurul, termometre va scădea până la minus 1 grad Celsius, minima va fi și ea de minus 4, iar probabilitatea precipitațiilor se va menține aceeași de 5%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută, pe curând! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.